Iubiți mei frați, prieteni, iubitori ai Cuvântului lui Dumnezeu, iubitori ai înțelepciunii și, așa cum scrie Biblia, dacă iubește cineva viața și vrea să vadă zile bune, Cuvântul lui Dumnezeu se deschide pentru noi. În cadrul miniseriei noastre Daniel pe marginea gropii, ne vom opri cu această ocazie asupra unei expresii găsită în capitolul 6, versetul 22, explicația faptului că Daniel este scos din groapă, este din nou pe malul gropii, dar fără răni, fără niciun semn de violență din partea leilor. Și el are o explicație pe care o dă împăratului și începe, primul cuvânt cu care începe el este cuvântul Dumnezeu. Dumnezeul meu a trimis pe îngerul său și a închis gura leilor. Aceasta este expresia asupra căreia ne vom opri. Dumnezeu care închide gura leilor, a încercărilor, a greutăților, a problemelor vieții, a răului în general, pune un hotar, o limită. Și al doilea lucru, în directă legătură cu acesta, este cauza. Când și cum se întâmplă așa ceva? Cum să fac și eu vorba lui Petru să nu mor niciodată? Cum am auzit că ar fi Ioan, n-ar muri niciodată și vreau să știu și eu, e adevărat lucrul ăsta, ce trebuie făcut, ce trebuie să fac. Te rugăm de aceea, Tată, călăuzește-ne în cuvântul Tău, prin Duhul Tău și prin făgăduința călăuzirii Lui în tot adevărul. Tu ești învățătorul sufletelor noastre, Doamne, și fă ca viața Ta să fie cartea sufletului nostru, prin Domnul Iisus Hristos. Amin. Așadar, în versetul 22, Daniel spune împăratului: Dumnezeul meu a trimis pe îngerul său și a închis gura leilor. De ce? Pentru ce? Care e diferența? Pentru că toți cei care au fost aruncați aici au fost fărămițați, pur și simplu. Diferența este aceasta, pentru că am fost găsit nevinovat înaintea lui. Nevinovat înaintea lui Dumnezeu, da, și nici înaintea ta, împărate, n-am făcut niciun rău. Am fost găsit nevinovat, am fost judecat, dar de aceea a închis Dumnezeu gura leilor. Rămân puțin pe gânduri când aud o astfel de explicație, pentru că sunt obișnuit cu limbajul Noului Testament, care ar fi trebuit să sune așa: nu pentru neprihănirea mea a închis Dumnezeu gura leilor și nu pentru curăția mea sau nevinovăția mea, ci pentru neprihănirea Domnului Iisus Hristos, pentru nevinovăția Lui. Acesta ar fi limbajul Noului Testament. Vreau însă, cu ajutorul lui Dumnezeu, să rămânem credincioși cuvântului Său și să căutăm, așa cum a spus Domnul, învățați de la mine despre ce este vorba aici. El este singurul care poate porunci cu autoritate duhurilor, așa cum au văzut cei din generația lui și până astăzi și întotdeauna. El poruncește cu autoritate, este ascultat, se execută ceea ce el spune și el poruncește cu autoritate naturii, ceea ce arată că el este despărțit de natură, este în afara naturii și este mai presus de ea. Nu aș dori să intrăm prea mult în astfel de lucruri, dar aceste manifestări incredibile îl arată pe Domnul ca fiind deasupra acestor lucruri și fiind creatorul lor. Dragii mei, îl întâlnim într-o altă ipostază în care el spune mării de această dată. Marea n-are urechi, dar el spune: a zis mării, a certat vântul. Înțeleg să ne certe pe noi, da, să certe vântul, da, a certat vântul și a zis mării, înțeleg să ne zică nouă sau omului, dar a zis mării, da. Păi cum a fost împăratul ăsta, a bătut marea cu biciu că i-a înnecat corăbiile și Iisus nu o bate cu biciu, dar vorbește cu ea. Uluitor ce se întâmplă aici. Cuvintele acestea, așa cum el însuși a explicat, zice: am spus acestea pentru voi. Spune aceasta, tată, îi spune el tatălui: mă rog aceste lucruri cu voce tare ca ei să creadă în tine. Pentru acest lucru îți mulțumesc că totdeauna mă asculți. De aceea a spus și aceste cuvinte: taci fără gură,
Vântul a stat și s-a făcut o liniște mare, pentru ca nu cumva beata inimă a ateului sau a necredinciosului să spună a fost o coincidență, s-a întâmplat. Nu, lucrul acesta este un produs al autorității pe care o are el asupra naturii. Acum se ridică o altă întrebare. Cei din zona cutremurului, cei din zona tsunamisului, din zona inundațiilor, necurilor, întreabă și ei acum, Doamne, dar asupra cei din Libia, din necurile teribile care au fost acum acolo, din cutremurele grozave care au fost, întreabă și ei pe Dumnezeu, Doamne, dacă ai putere asupra naturii, de ce? De ce nu i-ai spus să se oprească? De ce 10.000 de oameni înecați în nămol și omorâți sub dărâmături? De ce, Doamne? Se ridică aceste grave, extrem de grave întrebări în sufletul omului și dacă este ceva care se așează astăzi ca o barieră de netrecut împotriva credinței în Dumnezeu, e tocmai acest aspect care nu de azi, de ieri, de alaltări preocupă sufletul omenesc și dintotdeauna. Iubiții mei, e adevărat că Dumnezeu a astupat gura leilor din groapa lui Daniel, dar tot așa de adevărat este că nu a astupat gura leilor din arenele romane. Nu? Acestea au sfâșiat pe oamenii aceștia credincioși numelui lui. E adevărat că Dumnezeu a închis gura leilor din groapa lui Daniel, dovadă că a ieșit afară nezgâriat, cel puțin neatins cu adevărat. Dar n-a închis gura leului care a ucis pe tânărul proroc, ce s-a întors din drum. Știți istoria lui? Leul l-a ucis și stătea lângă el. Nu a închis gura acestor lei. Se ridică marea întrebare în sufletul nostru, când și cum? Care este diferența? El a scos pe Petru din închisoare, spectaculos, îngerul i-a căzut legăturile de pe mâini, îngerul i-a dat cu ghiontul în coastă, l-a scos în stradă. Nici frații care se rugau pentru el n-au putut să creadă așa ceva când le-a spus, uite, Petru e la ușă, fugi, domnule, ești nebun. Păi da, bine, dar voi pentru ce vă rugați până acum? Nici ei nu credeau nici de cum în ceea ce se rugau, dar se rugau, bine au făcut, așa suntem și noi. Noi nu credem, dar ne rugăm totuși cu ajutorul lui Dumnezeu și mulțumim că el nu se împiedică în necredința noastră, ci, cum s-a rugat omul, ajută, ne ajută în credința noastră. În timp ce a scos pe Petru, într-adevăr, prin aceste incredibile manifestări, n-a scos pe Iacov. Lui Iacov i-a tăiat capul. Și există un lanț lung de astfel de evenimente contrarii și contrastante. Deasupra tuturor acestor lucruri stă înțelepciunea nepătrunsă. Adică nepătrunsă înseamnă neînțeleasă de noi, înțelepciunea lui Dumnezeu, dar de așa natură înțelepciune, care a spus unuia da și unuia nu acum sau altuia altfel, această înțelepciune este de așa natură încât întreaga creație a lui Dumnezeu va spune: drept ești, Doamne, că ai judecat așa. Ce judecată dumnezeiască! Oamenii care au trecut pe aici, atât cei în fața cărora gura lor a fost închisă și acei unde nu s-a întâmplat așa ceva, toți aceștia vor mulțumi lui Dumnezeu pentru ceea ce s-a întâmplat cu ei. Însuși Domnul stă ca martor spunând, sunt două posibilități, fie să îndepărtez paharul acesta de la mine fără să-l beau, fie să nu. Și atunci supun voința și alegerea mea, supun sinele meu lui Dumnezeu. În mâinile tale îmi predau sinele și facă-se nu voia mea, ci facă-se voia ta. Sunt astfel de situații în propria noastră viață, când odată Dumnezeu lucrează și într-un fel și altă dată lucrează altfel. Așa cum scrie cartea lui Iov, el vorbește când într-un fel, când într-altul, dar Dumnezeu vorbește. Așa procedează doctorul, el nu procedează cu toți pacienții la fel, ci el procedează cu fiecare caz diferit în funcție de situație și el răspunde cu viața lui pentru viața celui pe care îl tratează. Așa este cazul aici. A închis gura leilor cu această ocazie. Sau a închis gura oamenilor. Sau așa îndeamnă, de fapt, Apostolul Petru. El spune în 1 Petru 2:15,
Sunt oameni care vorbesc de toate. Dar voia lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu, este ca făcând ce este bine, nu zicând, făcând ce este bine, să astupați gura oamenilor neștiutori și proști. Gura oamenilor se astupă nu cu vorbe tot ca ale lor, ci se astupă cu lucrări date, încredințate de Dumnezeu și binecuvântate de El. Cine poate să mai sufle când marea se liniștește și erau mai multe corăbii în jur, au plecat multe corăbii cu ei și aceștia toți au văzut, au înțeles despre ce vorbeam. Ucenicii și noi ca oameni vorbim de Dumnezeu, dar ce știm noi sau credem noi despre Dumnezeu e nimic. Pentru că ucenicii chiar erau uluiți în momentul când au văzut așa ceva la o simplă comandă, taci, fără gură, în clipa aceea s-a liniștit tot, au zis, cine este acesta? Pe bine, dar n-ați zis voi că e Domnul, n-ai mărturisit tu că e Hristosul Fiul lui Dumnezeu? Nu, de fiecare dată, în fața manifestărilor lui Dumnezeu, din nou ne plecăm în țărână, pentru că totdeauna vom deschide o nouă pagină a cunoașterii de Dumnezeu. Este un moment când Dumnezeu astupă gura și un moment când nu. David știe treaba asta. Și când Shimei îl blestemă și zice de toate și Ioab vrea să-i astupe gura cu sabia, atunci David spune, nu face lucrul ăsta. Nu. E un moment când trebuie lăsat să vorbească. Lasă-l să spună tot până la capăt. Shimei a fost lăsat să spună tot până la capăt, dar la urmă a constatat că tot ceea ce a vorbit el împotriva altuia, de fapt vorbea împotriva lui însuși, s-a condamnat pe sine la moarte, ceea ce s-a și întâmplat. Aceasta este o cale a lui Dumnezeu. Aș vrea să aduc în atenția voastră o pagină din istoria vieții. Am fost din loc în loc, căutând să predic Evanghelia, acesta a fost primul meu criteriu în viață, primul lucru după care m-am mișcat. Și oriunde am fost, prin harul bunului Dumnezeu, am căutat să văd care mi-ar fi lucrul la care mă cheamă Dumnezeu în împrejurarea respectivă, fie la închisoare, sau la școală, sau la armată, sau în familie, sau la lucru, oriunde am fost și în zilele acestea, am căutat și am rugat pe Dumnezeu, arată-mi care e lucrul meu de făcut cu această ocazie. Și am fost chemat de prezbiterul Stănoiu la Câmpul Lung, înainte de decesul dumnealui, m-a chemat lângă pat și mi-a spus acest lucru, să mă mut cu familia acolo. Am luat cuvântul acesta ca fiind de la Dumnezeu. Și atunci ne-a mutat în Câmpul Lung, ne-a fost dată o casă de la spațiul locativ, cum se numea atunci, pe care am restaurat-o, era într-o stare mai degradată puțin, am restaurat-o, a fost bunăvoința unor frați și a unor prieteni apropiați care ne-au ajutat să putem obține acest spațiu locativ, până însă în momentul când eram aproape gata și au venit autoritățile și ne-au oprit pe loc, cineva probabil că a informat cu ce ocazie ne-a mutat în orașul acela, în orașul Câmpul Lung, de fapt, și am fost opriți. Nu numai opriți, dar am fost acuzat de neadevăr, de abuz, de lucruri de care eram străin de altfel, mulțumesc lui Dumnezeu, dar pe care nu aveai niciun fel de putere să te opui lor, fiindcă oamenii aveau autoritate și dacă primarul sau secretarul de județ sau dacă era o persoană cu așa putere, din momentul în care spunea ceva, rămâne așa. Și am mers și am protestat la sindicatul uzinei Aro, uzinelor Aro, unde lucram, de altfel, și doi domni ingineri și o doamnă din administrație mi-au spus, nu, primarul nu recunoaște că ți-a dat permisiunea să intri acolo, în casa aceasta, și ca atare lucrurile așa rămân, trebuie să evacuezi locul acesta. Și am spus, așa este, eu nu am cum să contrazic omul cu autoritate, dar este cineva, adică domnul, care poate să-l facă pe acest domn să spună adevărul.
Asta, eu nu am spus că îl va face, dar poate să-l facă, să spună adevărul. Când au auzit cuvântul acesta, cei trei administratori de la uzină au sărit ca arși, au făcut semnul unii alții, s-au urcat în mașină și împreună am mers la primărie. Soția mea era acolo, îmbrăcată cu un training, așa cum ne-au luat de la lucru, de acolo de unde eram, din casa noastră, și copiii înspăimântați, speriați, neștiind ce se întâmplă. Era tot o bucurie pe noi în casă, dar până a venit momentul acesta. În clipa în care am fost văzut de domnul primar, am fost întâmpinat cu strigăte, cu acuzații, cu curăț orașul de tine și cu expresii de felul acesta, și alături era doamna favorită care urma să primească această locuință, a dorit-o dumneai și ca urmare toate cele despre care știți. Nu acesta e subiectul. Subiectul este altul. În timp ce dânsul arunca aceste acuzații împotriva mea și amenința că va curăți orașul de mine și așa mai departe, cei trei de la uzină se uitau la mine și unde, cine ai zis tu că îl face să spună drept? Și într-o mică pauză, atât am apucat să apelez la momentul când am fost în audiență la primărie și mi s-a dat acest spațiu logativ prin audiență. Nu am intrat acolo de capul meu. Cum am deschis gura, domnul primar s-a oprit, a schimbat imediat registrul vocii și a spus: da, așa este, eu ți-am dat această locuință, știu că ai 4 copii și că faci naveta și lucrezi la o echipă de intervenție la uzină. A spus toate acestea pe un alt ton. Oamenii mei cu care am venit de la uzină erau palizi, nu au putut să creadă în schimbarea aceasta și au întrebat: deci aveți ceva cu... Nu, absolut nimic, nu am nimic cu omul ăsta. Mergi, domne, și terminați treaba. Și am mers înapoi, am terminat treaba, Dumnezeu ne-a ajutat și lucrarea la Câmpul Lungă a înflorit și am căpătat un spațiu nou și o construcție nouă și lucrări binecuvântate de Dumnezeu. A fost extraordinar. Dumnezeu a intervenit și a pus pe un om să spună adevărul, acolo unde nu era nicio șansă. Odată intervine, altă dată nu intervine. De ce odată da și odată nu? Asta știe numai Domnul și numai bunul Dumnezeu. Dar ceea ce este sigur este faptul că undeva Dumnezeu lucrează ceva la caracterul nostru și fie ne îndreaptă ceva rău din viața noastră, fie ne pregătește pentru o lucrare în care urmează să intrăm, dar pentru care nu suntem ce trebuie să fim astăzi și trebuie să trecem printr-un anume proces de călire, de imunizare, de așa cum facem când plecăm pe un alt continent, tot felul de imunizări și tot felul de lucruri de felul acesta, pregătindu-ne pentru lucrarea aceasta. Deci sunt două motive, fie ne îndreaptă răul din noi, fie mărește binele din noi ca să ne aducă la nivelul chemării lui. Dar Daniel este un om, e un om fără reproș, cu alte cuvinte omenește vorbind, ca și cum s-a spus despre Iov, nu e nimeni ca el pe pământ. Și totuși el trece prin această încercare. El de ce mai este încercat? Iubiții mei, nu există primejdie mai mare pentru un om. Omul care este în cea mai mare primejdie nu este omul nelegiuit, omul păcătos, desfrânat, hoț, tâlhar, mincinos. Nu este omul acesta în cea mai mare primejdie. Omul care este în cea mai mare primejdie este omul neprihănit, credincios, bun înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor, care însă se încrede în neprihănirea lui. Și atunci vom merge împreună în Ezechiel 33 cu versetul 13. Și aici Sfânta Scriptură spune așa: când zic celui neprihănit, vă rog să subliniați acest lucru, că va trăi negreșit dacă se încrede în neprihănirea lui. E și el în primejdie? Da, sigur. E în primejdie de a se încrede în neprihănirea lui și acesta este păcatul cumplit despre care vorbește textul mai departe, săvârșește nelegiuire. E un om neprihănit care nu face nicio nelegiuire, săvârșește nelegiuire prin faptul că se încrede în neprihănire. Cea mai gravă dintre nelegiuiri este încrederea în sine, este practic idolatrie, idolatrizare de sine. Și să ascultăm cuvântul: când zic celui neprihănit că va trăi negreșit, dacă se încrede în neprihănirea lui și săvârșește această nelegiuire despre care am vorbit, atunci
toată neprihănirea lui se va uita și el va muri din pricina nelegiuirii pe care a săvârșit-o. Care e nelegiuirea? S-a încrezut în neprihănirea lui. Aceasta e primejdia care paște pe un om credincios. El nu e în afara primejdiei. Acum, nu avem în scripturi faptul că Daniel s-a încrezut în neprihănirea lui. Am fi putut să luăm acest, să tragem această concluzie poate grăbită din versetul 22 din capitolul 6, unde el spune: m-a scăpat Dumnezeu pentru că am fost găsit nevinovat, sunt nevinovat înaintea lui și înaintea oamenilor. Acest lucru nu-l poate spune decât Domnul Hristos. Afară de el nu există niciunul, niciunul măcar, nici Daniel, nici Noe, nici Iov, la care face referire Ezechiel de mai multe ori. El vorbește despre ei și vorbirea lui Ezechiel cuprinde o noțiune extrem de primejdioasă, și anume spune aici că dacă acești oameni ar fi în mijlocul cetății, dacă ar fi în mijlocul unei țări condamnată datorită faptelor ei, ei nu și-ar mântui decât sufletul lor prin neprihănirea lor. Prin neprihănirea lor, Ezechiel 14:14, a doua oară în versetul 20, și-ar mântui sufletul prin neprihănirea lor, a treia oară în versetul 22, unde vorbește despre rămășița care va scăpa. Și dacă am luat acest cuvânt superficial, am înțelege că datorită faptului că ei sunt niște oameni credincioși și neprihăniți din acest motiv, sunt scăpați. Dar Biblia spune clar că nu este niciunul, niciunul măcar. N-au cum să fie acești trei. Dar despre ce e vorba aici? Iată despre ce este vorba. Haideți să mergem împreună într-un loc în care pare că avem lucrurile în conflict. Pe de o parte, Daniel spune: Dumnezeu a trimis pe îngerul lui fiindcă am fost găsit nevinovat înaintea lui, și Ezechiel spune: își vor scăpa sufletul prin neprihănirea lor. Nu înseamnă că sunt unii oameni așa de credincioși. Nu, versetul 23 aruncă lumină și justifică ceea ce a spus Biblia. Nu, nici Daniel, nici Noe, nici Iov, niciunul, nu este niciunul, niciunul măcar. Deci este clar că nu există ființă care prin neprihănirea lui proprie să-și poată salva sufletul. Găsim cheia aceasta în versetul 23 din capitolul 6, deci versetul următor, explicând natura neprihănirii lui Daniel sau nevinovății lui prin care a fost scăpat. Auziți ce spune cuvântul: împăratul s-a bucurat foarte mult și a poruncit să scoată pe Daniel din groapă. Daniel a fost scos din groapă, acum sub linia stare, și nu s-a găsit nicio rană pe el. De ce, frate? Păi pentru că este om credincios, pentru că e nevinovat? No. Pentru că avusese încredere în Dumnezeul său. Deci neprihănirea lui era pe bază de încredere în Dumnezeu. În neprihănirea lui Dumnezeu. El nu a stat în fața leilor în neprihănirea lui, ci în neprihănirea Domnului Hristos. Nu a stat în nevinovăția lui, ci în nevinovăția Domnului Iisus Hristos. Aceasta este adevărata stare după voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Și aici unde Ezechiel de trei ori, de mai multe ori, subliniază că ei și-au scăpat sufletul prin neprihănirea lor, aceasta e natura neprihănirii lor despre care a vorbit Iisus. Dacă neprihănirea voastră nu va întrece pe cărturarilor și fariseilor, pe bine, dar ei dau zeciuală din... Atenție, aceasta nu salvează pe nimeni. Acest lucru este urmarea adevăratei neprihăniri care se capătă prin credința în Domnul Iisus Hristos. Aceasta a fost povara extraordinară pe care a purtat-o pe suflet Pavel Apostolul, și cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă pe noi să țintim la acest fel de viață, numită fără vină. În 1 Corinteni 1:8, el spune: Dumnezeu vă va întări. Nu că voi veți fi sau voi sunteți. No. Dumnezeu vă face așa. Dumnezeu vă va întări. Abimelec îi spune lui Dumnezeu, când Abraham face acea oroare grozavă, vinde pe soția lui și de necitit așa ceva. Dar asta se întâmplă. Și atunci Abimelec îi spune lui Dumnezeu: Doamne, n-am știut, m-a mințit acest părinte al credincioșilor Abraham, m-a mințit că este soră, era soția lui de fapt, și
Știi că eu am lucrat cu mâini nevinovate, spune Abimelec. Domnul spune, zice, ai lucrat cu mâini nevinovate pentru că te-am ținut eu să nu păcătuiești, dar altfel îți spun eu cu ce fel de mâini ai fi lucrat. A lucrat Dumnezeu cu Daniel, că altfel ar fi scris altceva despre el în istorie sau despre cel mai credincios om de pe pământ. Unul singur poate să stea pe locul acesta și acesta e cel fără egal și fără asemănare în care și în numele căruia stăm noi înaintea lui Dumnezeu. El vă va întări până la sfârșit în așa fel ca să fiți fără vină în ziua venirii Domnului nostru Iisus Hristos. Acesta e felul de a fi fără vină în Domnul nostru Iisus Hristos. Ca să fiți fără prihană și curați copiii lui Dumnezeu, fără vină, în mijlocul unui neam ticălos și stricat, în care străluciți ca niște lumini în lume, Filipeni 2:15, Noi a fost credincios lui Dumnezeu în generația lui. Și cuvântul lui Dumnezeu, chemându-ne la aceasta, încoronează cu textul din Apocalips 14:5, spunându-ne, în gura lor nu s-a găsit minciună, sunt fără vină înaintea scaunului de domnie al lui Dumnezeu. De ce? Cum e posibil? Ei urmează pe miel oriunde merge el. Aceasta este cheia. Ei și-au spălat hainele în sângele mielului. Nu este produsul propriilor ființi. Așadar să încheiem cu cuvintele din Coloseni 1:21. Pe voi, care odinioară erați străini și vrăjmași prin gândurile și prin faptele voastre rele, El v-a împăcat acum prin trupul Lui de carne, prin moarte, ca să vă facă să vă înfățișați înaintea Lui sfinți, fără prihană și fără vină. El este acela. Negreșit dacă rămâneți și mai departe întemeiați și neclintiți în această credință, fără să vă abateți de la nădejdea Evangheliei pe care ați auzit-o, care a fost propovăduită oricărei făpturi de sub cer și nouă și vouă tuturor, al cărei slujitor am fost făcut eu, Pavel spune cuvântul lui Dumnezeu din Coloseni 1:21. Aceasta e și rugăciunea noastră, Doamne. Ajută-ne să trăim și să umblăm pe pământul acesta fără vină în Domnul nostru Hristos Iisus. Amin.